Fișele de înscriere au fost deja împărțite pentru absolvenții care vor să meargă la liceele vocaționale. De mâine, toți ceilalți elevi vor avea posibilitatea să își completeze opțiunile la secretariatele școlilor gimnaziale, ajutați de părinți și diriginți. Cu cât mai multe unități și specializări alese, cu atât șansele de admitere sunt mai mari. Completarea să se facă în ordinea descrescătoare a preferințelor. Chiar dacă un elev, presupunem, are media 8 și dorește să meargă la un liceu cotat foarte bine și consideră că media nu-l ajută, eu recomand să treacă și acele opțiuni, deci în ordinea descrescătoare a preferințelor, să încheie practic această fișă doar cu opțiunile pe care sincer nu le-ar prefera. Dar e bine și acestea să fie trecute, pentru că am existat situații anul trecut în țară, destul de grave, când copii cu 9-80 au rămas nerepartizați și noi am avut la Buzău. Înainte de luarea unei decizii, foarte importantă este și consultarea situației cu mediile de admitere de anul trecut. Responsabilii din educația buzoiană atrag însă atenția că anul acesta mediile de intrare la liceu vor fi mai mari. S-a constatat că mediile de anul acesta sunt mai mari față de cele de anul trecut. Deci și media orientativă, care spuneam că trebuie să țină cont de anul trecut, s-ar putea să nu-l ajute foarte, foarte mult, dar totuși să-i dea o orientare. Nu în ultimul rând, după completarea fișelor, este necesară o verificare amănunțită înainte de validare. Foarte important este validarea fișelor. Ce înseamnă validare? Calculatorul va elibera fișa cu opțiunile copilului, dar trebuie apoi, se numește fișa martor, trebuie apoi verificată fișa martor cu fișa reală pe care o realizează în urma consultării cu părinții și profesorii diriginți, pentru faptul că poate o medie, să spunem media copilului este de 5,80, să fie trecută greșit, da? Automat calculatorul ține cont de media care este trecută, deci cea greșită. Dacă elevul trece un cod greșit, să zicem 120 și de fapt era 210 opțiunea lui, calculatorul va ține cont de ceea ce este trecut în fișă. Ultima zi de completare a fișelor este 7 iulie. Teoretic, toți absolvenții de gimnaziu din județ au posibilitatea de a-și găsi un loc la liceu. Important este ca fiecare să își calculeze minuțios șansele de admitere la repartizarea computerizată, programată să aibă loc pe 12 iulie.